Salutare băi și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe serverul House România și în seara asta avem un transport și un episod special. Vă invit pe toți să apăsați butonul de like pentru că episodul ăsta va fi cel mai tare episod pe care l-ați văzut în ultima vreme. Cine nu dă like și subscribe, mă rog, e tata lui! Frate, aula, ați dat like că eu băgam un fursec aici, iertați-mă, vă rog, scuze. Hai să ieșim afară de aici. Bă, v-ați urcat în mașini? Băieți, fiți atenți. Avem un business cu unii. Să luăm niște... Cum se numește? Să luăm niște arme, un tir din ăsta cu arme, cu nu știu ce, cu astea. Faza e în felul următor. Băiatul ăla ne cere cam mult gen pe arme. Care fluier mă de acolo? Poate vrei să fluier mort. Faza e în felul următor. Rămâneți în mașini și ascultați comanda mea. Care fluier mă? Închide. Care o fluiera, mă? Nu noi. Bă, care o fluierat? Ăla cu tine. Din spate. Care din ei? Nu știu. Ăla cu... Aia zic. Lasă aici pe ăștia. Cum mă căză cu capul pe volan? Păi stau să mă rog de ei să fluiere, să s-au plictisit, plecați dracu dacă v-ați plictisit. Da, să setez exact unde ajungem. Păi știu că undeva pe aici am vorbit, aici. Să le spunem și la băieți unde să vină. Gen să țină după mine. Păi vă țineți după mine, hai că plecăm, mergeți frumos, păstrați linia. Haide și ceilalți, că o mașină au zis că rămân acasă. Bă, dacă vedeți că are cineva probleme cu ochii sau ceva, depășiți-l și lăsați-l pe el ultimul. Nu-i problemă, veniți care puteți. Păstrați un pic distanța față de mine, că poate iau vreo curbă bruscă sau ceva și intrați în mine. Și după aia, na, în spatele meu am văzut că e și altcineva în mașină și pe aia trebuie să intru și eu și nu e bine. Mamă, m-a lovit mașina aici de mult. Guten Tag, face mare hananan. Se țin mașinile după noi, Rălică? Da. Îți dau o armură? Să-mi dai armură? Nu am, mi-a dat cineva, nu știu, la casă și mie. Ce bea acolo, mă? Cola. Vrei și tu una? Na, nu beau cola, că mă îngraș. Eu beau Panster. Zero zahăr. Nu știu unde să vii. Noi am rămas foarte mult în spate, cam... Trebuie să veniți la 10.000, undeva în port, e un garaj la 10.000. Bă, vă rog să parcați toți pe trotuar unde sunt eu aici, pe stânga, pe celălalt trotuar din stânga mea, parcați, dar cu fața exact cum am venit, vă întoarceți invers și parcați, da? Fața cum am venit. Mamă, uite-i pe ăștia, frate. Dă-te jos, Rodica, să mă dau pe o parte aia jos. Ce? Gata. Te mai în față ca să venim noi în spate. Mai în față. Te-ai în față ca să intre toți. Bre, ce sunt ăștia toți? Bună seara, domnul. Așa cum am vorbit, am venit să cumpărăm acel tir cu arme. Și nu știu... Da. Din câte mi-am vorbit la telefon, acest tir are cum ar fi armele mari AK, AK-47, pistol și armuri. Foarte bine.
Era mai bun în special carabin. Acum să vorbim puțin despre preț, că ce mi-a spus acolo 10 milioane e cam mult, aș vrea să negociez puțin. Depinde, dacă o să mai doriți în trecut sau ați mai avut ceva la noi. Achiziții, spun, mă refer. Nu, e prima dată când vrem să luăm. E prima dată. Ați putea să ne faceți un discount, am putea să fim clienți fideli pe viitor, da. Un 25% e ok, spun eu, așa de început. Domnul, eu ocupa garajul, avem un pic de treabă aici, vă rugăm. Văd, văd. Mulțumesc. Deci, domnul, haide să facem, stați așa să pun și eu, Roli, că te-ai descurcat să pui tirul, să-l bagi la ăsta? La remorcă, da. Bagă-l tu, tirul. Eu zic că nu e ok ce faceți. Deci ce, adică? Mie să nu-mi las ăsta, să nu-mi iau țeapă. Ce țeapă, domn? Păi dacă fugiți cu remorca, când, după ce o atașează. Domne. Aveți grijă că mașinile alea sunt pline de băiți. Aoleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au. Păi nu, domnul, că... Cum să vă explic eu? Dă-te jos, Roland, Rolica, dă-te jos! Stai că-l sperii pe domnul, că... Deci, domnule... Gata. Câți bani vă dăm în final? Mă lăsați să fac un pic un calcul? Vă rog, vă rog. Tu, Rolica, du-te și adu de pe partea cealaltă de la pasager banii, da. Fugim, băieți, fugim. Stați pe loc. Urcă, băi! Stați pe loc. Fugiți, băieți, fugiți! Au lău, se trage, fugiți! Fugiți, că am furat tirul! Bă, fiți atenți! Aveți grijă la mașini, că s-ar putea să vină, erau vreo 7-8 acolo în mașini, aveți grijă! Bă, nu deschideți focul deocamdată! Nu deschideți focul, doar încercați să mergeți 3-4 mașini în spatele meu în același timp cumva să nu-i lăsați să ajungă la mine. Nu-i lăsați să ajungă la mine. Trageți pe dreapta și ascundeți-vă. Încercați, protejați-vă mașinile cât mai mult. Erau vreo 7-8 mașini acolo, protejați-vă mașinile. Vine poliția. Mamă, e groasă treaba, vine poliția, am belit-o. Bă, nu lăsați poliția, bă, nu lăsați poliția să ajungă la mine. Nu lăsați poliția să ajungă la mine, deschideți focul în poliție! Bă, nu muriți, bă, nu muriți, mamă, mai sunt unii. Hai că am scăpat de poliție, cred că am scăpat de poliție. Mamă, ce era să intru în asta. Ia uite, poliția. Poliția la boschetereală. Pe autostradă, pe autostradă, veniți, veniți, că mai suntem puțini. Aia sunt două mașini, bă, unde sunteți toți, bă, că m-ați lăsat cu aia cu două mașini, bă! Bă, nu intra mine, bă! Voi să tragi pe autostradă? Bă, suntem pe autostradă, luați-vă mașini personale, veniți! Veniți că suntem atacați! Bă, iau două mașini și noi mai avem două, bă! Cum e posibil ca aia să n-aibă rost parte nimic, bă? Mamă, se trage, murim! Mamă, ne prind ăștia, Rulică, ce facem? Bă, trebuie să scăpăm de ei, frate. Trebuie să mergem pe undeva, nu știu pe unde. Bă, zic eu ce ar trebui să facem. Să fugim unde? Ce? Să părăsim ăsta? Bă, mie că vă împușcă, bă, dacă trage, să știți. Bă, împușcat deja.
Aveți pistoale să trageți în ei? Mă las eu prins. Lasă-te greu. Mergem înainte pe autostradă, mamă, se trage la greu noi. Băgați-vă în fața lor. Da, da. Păi, dacă nu putem scăpa, mă las eu prins și scap tu. Suntem pe la aproape de pușcărie, veniți. Luați-vă mașini personale, că suntem atacați, se trage la greu noi, aolo! Băi! A fugit, a explodat tirul, fugiți că vor să ne omoare, băi! Bă, remorca, remorca! Bă, încă vin după noi, bă, ne omoară! Asta i-am pierdut-o, nu era banii noștri! A explodat, bă! Încă vin după noi, bă, fugiți că încă vin după noi! Mamă, încă trag după noi, e groasă treaba, vor să ne omoare! Bă, dar a explodat remorca cu toți ăia ce avea mânia, bă! Bă, toată muniția, de la muniția... Mamă, se trage la greu, fugiți, au! Mi s-a dus mașina. Suntem pe autostradă, veniți că dragă noi ne omoară, bă, bă! Mamă, ceață, fum, ce? Băi, fum, pe aici ce-i cu ceața asta? Băi, ne omoară, bă, ăștia, bă, veniți. Bă, ai văzut? Bă, ăștia stai noștri, bă, voi trageți în mine, mă? Ăștia stai noștri. Nu, au dat în aia. Băi, bă, veniți după noi, veniți după tir, protejați tirul, unde sunteți? E o singură mașină în spatele meu. Mamă, l-am omorât pe unul. Bă, l-am dat cu tirul peste el. Fugiți, fugiți, fugiți. Bă, ăia din spate sunt ei, presimt. Bă, ce-a făcut ăla? De unde a venit, bă? Mașină în spate, mașină în spate. Trage în spate, trage în spate, trage în spate. Protejați-ne de ăla, protejați-ne de ăla. Picala, picala. Dai, picala, pica, pica. Bravo, bravo. Bă, cu ăștia ce sunt aici, frate? Bă, dar mulți sunt, bă. Bă, sunt prea mulți, frate, ăștia cine sunt, frate? Nu știu, bă! E după noi, mă? Da, bă, dar ce-s cu ăștia, bă, sunt o mulți oameni? Ce se întâmplă? Cu colegul, cu Rolls-Roy, ne urmărea poliția, îndobărât cu gata, dar am pierdut pe colegul. Stai pe loc, colegul, colegul, colegul! Unde e? Rolls, stai pe loc, Rolls, stai pe loc! Păi lăsă capul jos! Vedeți că sunt mulți, au mulți pe stradă, capul jos, capul jos! Ăla cu mâinile sus, bă, de ce? Bă, ne ascundem înăuntru la Human, veniți toți la Human. Veniți pe jos, trăgeți, veniți încoace, mamă. Mai fac cum mă disper, vin, admini, mă omoară, nu mai mă fut în el de joc.